plac. Nici sămânțele de azi nu-s gustoase nimic. Aici din Volgograd, fostul Stalingrad, tomate sovietice, gustoase. Ia uitați ce frumusață. Și asta naturală. Acest sort în Uniunea Sovietică. Așa țară cu Uniunea Sovietică pe globă pământesc n-a fost și n-o să fie. Asta eu vă spun sincer și pot să vă dovedesc. Dacă se avea timp, vă dovedesc. Mă numesc doamna Maia Lăguta. Sunt om sovietic, născut, crescut, educat în Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică mi-a deschis calea viață. Am terminat prima facultate de economie. Am lucrat economist și programist în ministerie. Și când am terminat economia, am înțeles că tot nu-i profesia mea. Și nu știu de ce am decis să devin artist. Frumoasă, tânără, ambițioasă, dansez, cânt, citesc poezii. De ce nu? Și m-am zis Leningrad. Și am trecut toate concursurile acolo. Am terminat actoria și am înțeles că profesia de actriță e foarte zavisimă, dependentă. Și m-am dus în Moscova și am devenit regizor. Și acum vă spun ce înseamnă un homo sovieticus, adică omul sovietic. Dar și de aici, din start, a fost educație de om sovietic. Când în Uniunea Sovietică nouă unii partizau loturi de pământ, în 87 eu am obținut. Îmblam prin Republica Moldova și îmi căutau anume așa loc. Să fie pădure pe împrejur, să fie lac și liniște. Și uitați-vă ce, ce frumusați, uitați-vă florile acestea. Și mi-s mult mai drag florile acestea naturale decât este din Olanda, care sunt cultivate nu știu cum, parcă sunt artificiale, parcă sunt făcute din hârtie. Așa un loc frumos, primăria Ulmu, o zonă de odihnă. Uite, noi nu e. Noi nu avem oameni, au plecat toți, prin lume să-și pună alt nume, cum eu zic. Iată așa, uitați-vă ce frumusață de trai. Și nu-i viața aici, și nu-i viața aici. Acest loc mi-aduce mie aminte cum eu am crescut în casa de copii, în raionul Strășeni, aici în Moldova, în pădure, un loc liniștit, un loc curat. Da, acolo era casa de copii, o casă de copii extraordinară. Eu sunt foarte mulțumită că anume așa soarta mea a fost. Eu sunt foarte sinceră. Eu sunt mulțumită că n-am fost crescută cu părinți care îmblau și posibil că Maiușa, Maiușa, ieși ea mălicușel, mălicușel, nu? Am fost crescute acolo împreună cu toți copiii și de aceea noi suntem deosebiți. Cei din casă de copii, toată viața, peste tot, ei sunt deosebiți de toți. Cu ce? Prin atitudinea față de viață, prin munca sa, prin comportament. Sunt deosebiți, eu vă spun sincer. Noi luptăm. Eu am 70 de ani, anul acesta îmi primesc. Eu, aproape 20 de ani, eram organizator al protestelor. Cum un pic, un pic numai, orice guvernare, orice partid venit la guvernare, înrăutățea viața noastră, eu organizam lumea,
ieșim la proteste și lovim puterea. Ne-am trăit cu limba rusă veci și veci. Băteam întrânși. Și am obținut, multe am obținut. Am obținut pentru pensionar călătorie gratuită în transportul public, fiindcă asta, tot prin munca lor au fost construite toate sistemele acestea. Doar 3 zile am stat mortal pe strada centrală Ștefan cel Mare. N-am permis nici transportul public să meargă, n-am permis nimănui. Am stat mortal la primărie. Primarul m-a primit și în cap niște lovituri de la proste tatari, care erau foarte înrăiți. Чтобы они не говорили, что они не понимают, зачем мы пришли. Я у сингру 13 ань, когда мы шитла пенсии, питос не омочит, питос не омочит. Мне дат 539 делей, аста нич 20 долар, касмурим. Шклар лукру коша пенсии, я у нам авут посибилитати сакит аша тарифы марь. Прин Prin toate am economisit cum am putut. N-am avut de unde, dar nu poți cu 539 de lei să trăiești, supraviețuiești o lună, dar nu încă să mai plătești serviciile comunale. Și este sechestrat apartamentul meu. Mulți sunt, au rămas fără apartamente. Nu le-au dat nimic oamenilor, absolut nimic. Dar eu ceea ce e prin muncă în Uniunea Sovietică au obținut. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах. Аичи райеста тя яка ич пилок везде. Окасуцы, дела узины, купараты, комсикады, ко камеры 12 метров, букатарии мик и ши он антрел. Да ламени ноштри, хопа, степыну, нуй! Hai să vă comind de ceva. O fermat căsuța, o intrat acolo, o luat toate bunurile. Când am văzut tot stricat, tot fermat, tot... Am angajat o firmă să-mi facă reparații. Eu ca om sovietic, care dacă am dat cuvântul, eu mă rup în bucăți, dar neapărat am să fac ceea ce am promis. Eu am dat avans, am făcut contract, un ficeau cum se cade. Când am venit, uitați-vă ce am găsit. Și fără căsuță de ofte am rămas fără bani. Am fugit după hotare. Și eu, iată, zic, în coliba mie rămân, a să-mi fac o leacă ordine și ca Vladimir Ilich Lenin, în colibă. El a trăit în colibă și nu a murit. Dar au rămas pe vierg, pe veșnicii, au rămas în toate cărțile, în toate... Îl cunoaște tot globul pământesc. Iată așa. Dar eu am acasă 55 de tomuri al lui Lenin, 17 de tomuri al lui Stalin. Am foarte mulți filosofi. I-am știut toți. Noi am fost educați pe cultura, pe literatura rusă. Și noi, și părinții noștri, și strămoșii noștri, noi am trăit cu dânsii permanent. Noi ne cunoaștem foarte bine. Noi ne înțelegem numai dintr-o privire. Noi suntem identici. Și поэтому знаю со мной ничего не случится. Дорогие друзья, надеюсь, что этот выпуск пропаганды станет судьбоносным. Привет к наутецле дин Украина. Аич диспри разбой. У персоаны, кари ну импликат, дискуты диспри дой, Пригожин ши Кадыров. Я у нужды так варанжа за чей час воспун. Позиция мя. Дичи, акума, статели унителер Америки. О маре кризы системика. Системика. Și unica ieșire, deoarece războiuri. Și s-o face războiuri sute de ani la noi aici, pe continentele noastre. La dânsii nu se războaie. Au pus guvernările lor în Uniunea Europeană. Scholz, Macron, ceilalți, la noi, Sandu,
în Ucraina Zelenski, ca să fim toți contra Rusiei. Iată care e scopul principal. Rusia niciodată nu a avut nimic contra Uniunii Europene. Rusia are pretenții față de NATO. Rusia a plecat de peste tot. De ce a ocupat locul lor NATO și încujoară acum mai tare NATO? Acum, când e așa de tare ajută Ucraina, dar fiecare țară, conform statutului ONU, are dreptul la siguranță. La siguranță țării. Are dreptul. Niciodată Rusia nu avea să intre în Ucraina dacă NATO nu avea să fie aici. S-a ocupat locul Uniunii Sovietice, 1000 și ceva de kilometri hotare, să mai vii și aici NATO, și ce? Unica, una Rusie trebuie să lupte cu tot NATO, cu 50 ceva de țări, asta ce e normal? Asta e o minciună gogonată, că Moldova o să fie Uniunea Europeană. Dumneavoastră, oare nu vedeți ce se întâmplă acum în Europa, în țările europene? Nu vedeți cât de tare scade nivelul de trai în Germania, în Franța, în celelalte țări? Nu vedeți cât de tare protestează lumea? Majoritatea se află la muncă în Europa. Eu discut cu dânșii când se întorc. Toți se spun, doamna Maia, asta ce credeți? Că noi acolo trăim cu Uniunea Sovietică, oameni liberi, noi robim. Noi nu ridicăm capul. Acum, fără bani, nimeni nu vine cu tine, nu discute. Lumea e dispersată, atomizată. Banul e pus în capul mesii. Băncile astea comerciale mulge toate sucurile din toți oamenii. Eu consider paraziți pe corpul societății. Și de ce noi astăzi trăim așa cum trăim? Și astăzi, generația nouă, tineretul care guvernează, face un genocid al oamenilor sovietici. Economic, psihologic, ne numesc în diferite, cu diferite cuvinte jignitoare. Dar noi avem copii, avem nepoți și noi transmitem lor cunoștinți despre acel sistem în care noi am trăit, unde puterea era ca tatăl nostru. Avea grijă de noi și noi îi mulțumeam, noi eram mulțumiți. И поэтому знаю со мной ничего не случится.